frumoase. Bună ziua, eu sunt Camelia și bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și asta o să facem. Facem aceste chifle în formă de puișori, de găinuși, ia uitați, de iepuraș. Și să vedem modul de preparare și cum le dăm aceste forme. O să începem cu maiaua și o să avem nevoie de jumătate de pachetel de drojdie. Deci dacă pachetelul are 25 de grame, noi punem jumătate. O să formăm așa puțin aici. O să punem o linguriță de zahăr. O linguriță de zahăr, așa. Vedeți? O să adăugăm puțină apă. Așa. Cam o treime din... Și apoi o să punem 2-3 linguri de făină. Amestecăm mai întâi ca să se topească drojdia. Așa. Apa este călduță ca să se activeze drojdia. Dacă o punem fierbinte, drojdia moare. Și dacă este rece, nu se activează. Dacă este prea rece. Așa. Am topit... drojdia. Și acum o să punem una, două linguri de făină. Așa. Ca să avem așa ca o smântânică mai... nici prea groasă, dar nici subțire, subțire. Așa, mai punem încă o lingură. Așa, punem așa câte puțin. Cred că este de ajuns. Și amestecăm. În momentul când am obținut această smântânică de drojdie, făină cu drojdie, cu zahăr, o acoperim și o lăsăm să își dubleze volumul. Așteptăm să se activeze drojdia noastră. Așa. Ia uitați. Vedeți? Cam așa. Acum o să dăm, o să acoperim. Acoperim. Și lăsăm ca drojdia să se activeze, să-și dubleze volumul. Maiaua noastră a crescut. Uitați ce frumoasă este. Maiaua a crescut și acum adăugăm făină, o adăugăm treptat, treptat. O să adăugăm o parte din făină. Așa. Acum adăugăm și o linguriță rasă de sare. Adăugăm un nou. Adăugăm untura. Amestecăm. Uleiul adăugăm treptat. Așa.
și puțin ulei. Așa. Amestecăm așa bine. Apoi adăugăm făină. Cum am spus, făina o adăugăm așa treptat, treptat. Și dacă mai este necesar, mai adăugăm puțină. Acum depinde de făină cum este, mai uscată, mai umedă. Și de aceea o adăugăm puțin câte puțin. Așa. Amestecăm bine. Așa. Am amestecat așa bine toate ingredientele. Acum adăugăm făină. Amestecăm. Mai adăugăm făină și apoi o să frământăm cu mâna. Deci o să frământăm cu mâna. Așa, scoatem paleta. Scoatem paleta și o să frământăm cu mâna. Așa. Și începem încet, încet. Adăugăm și restul de făină care ne-a rămas. Așa. Și frământăm cu mâna până obținem un aluat potrivit, elastic, potrivit de tare. Așa. Așa. Am adăugat și restul de făină și frământăm și adăugăm puțin câte puțin și din ulei. Așa. Și frământăm până o să încorporăm bine tot uleiul și o să avem un aluat elastic. Așa. Așa. Vedeți că prinde formă? Așa. Și acum adăugăm puțin ulei. Și frământăm cu ulei până îl terminăm, până terminăm tot uleiul. Așa. Incorporat tot uleiul, acum am frământăm.
aparatul este gata. Uitați-l. Îl punem așa aici și lăsăm să acoperim și lăsăm să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut. Uitați-l. Așa. Vedeți? O să-l punem pe masa de lucru. Așa. O să presurăm puțină făină pe masă. Îl punem așa pe masă. Așa. Și o să-l păturim așa bine pentru început. Și apoi o să-l împărțim. Și din el o să facem un iepuraș pentru Paște. Așa o să ne jucăm, să ne pregătim înainte de puișori, bulcuțe. Am să le dau și cu semințe de floare soarelui și cu susam pe deasupra. Așa. Acum am să împart. Așa, ia să vedem, să împărțim așa. Vedem cât are bucățica. Are 55, o să punem mai mult. Și măsurăm 75, o să le cântărim. Cred că o să ia puțin, ia să tai. Așa, și le cântărez după aceea. Așa. Să vedem. 75. Mai luăm o bucățică de aici și punem 75. Așa. Să vedem ultima cât are. Și 75. Ne-a mai rămas o bucățică. Aceasta o să o folosim. Și acum le luăm pe rând pe fiecare. Așa. Și le întoarcem așa. Le punem aici. Tragem așa de desubt. Am încercat mai întâi să vedem cum îmi ies. E destul de bine. Acum o să le facem împreună. Așa. Facem mai întâi biluțele. Așa. Și acum aducem în partea aceasta. Și tragem de desubt. Așa. Și le avem așa aici. Ia să le pun așa într-o parte. Aici. Așa, le puteți lăsa 5 minute să se odihnească. Și apoi le întindem. Putem pune și puțină făină. Așa. Dacă doriți.
și întindem. Așa. Acum am să-mi aduc o furculiță. Și am să dau așa puțin prin făină și am să apăs aici. Așa. Așa. Am să tai. O întoarcem. Și acum răsucim așa. Acum îi vom pune ochișorii din semințe de floarea soarelui sau din boabe de biber. Așa. O să tăiem aici deasupra și o să-i facem așa o creastă. Așa. Și aici cioculețul o să-l tăiem așa. Așa. Și acesta este primul și o să-l punem aici într-o tavă. Așa. Acum vom lua a doua și o vom întinde puțin. Așa. O vom întinde așa. Așa. Și vom tăia. Vom tăia așa. Așa. Și vom lua fiecare bucățică și o să o așezăm așa aici. Ia uitați. Așa. Și acum o să tragem așa aici. Aici vom pune un ochișor. Puteți pune semințe, eu pun de floarea soarelui, dar puteți pune și de piper, boabe de piper. Acum o să facem 3 biluțe. Așa. O să mai facem încă 2, mai mici. Așa. Și acestea 2 să le așezăm așa aici. Și acestea 3 le punem așa aici. Una. Două.
Așa. Și 3. Așa. Așa, cu o bucățică de aluat o să facem o aripioară aici și o să așezăm așa aici peste. Așa. Și o să o crestăm așa puțin. Așa. Așa. Și o să-l punem în tava noastră cu cocoșelul nostru. Ia uitați-l. Îl punem aici în tavă. Ia uitați. Așa. Cocoșelul nostru. Acum o să luăm alta. Așa, să le acoperiți cu folie ca să nu se usuce. Așa. Și acum. Vom tăia aici. Așa. O să întoarcem și o să tăiem așa aici. Așa. Și acesta o să fie așa. O să punem 3. Luăm alta și o întindem. Așa, o întindem. Și acum o să tăiem așa aici. Așa. Și acum cât mai subțire. Așa. Întoarcem. Așa. Așa. Punem o semință aici și facem ochișorul. Așa. Și o punem în tavă. Ia uitați. Și acum aceste două care ne-au rămas, o să le punem în tavă. Și o să le ungem cu ou. Una o să o punem așa aici. Și una o să o punem așa aici. Așa. Le ungem cu ou. O cu puțin lapte, un ou întreg am pus aici, așa, și le ungem. Le ungem peste tot. Așa. Așa, și punem așa peste tot.
Așa. Aici ne putem ajuta cu scobitoare ca să stea în sus. Așa. Așa și tragem așa puțin. Așa. Peste unul o să punem semințe de floarea soarelui. Așa. Să se lipească. Le putem face toate, ori numai cu semințe. Așa. Și pe cealaltă o să punem susan sau mac. Depinde ce aveți în casă. Și am să pun puțin, puțin mac. Așa, ia uitați. Punem puțin mac așa peste. Așa. Și la ochișor puteți pune. Puteți pune la ochișor, puteți pune puțin mac. Așa. Să fie mai negru. Așa. Acum dăm la cuptor la 180 de grade, circa 15-20 de minute maxim. Așa, acestea sunt, ia uitați, găinușa. Vedeți ce frumoase sunt? Uitați, puișor. Așa. Iepurașul. Ia uitați ce drăgălaș este. Uitați, cocoșelul. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. La revedere, o zi frumoasă!